Lecție de drept dată de instanță în cazul accidentului provocat de Monica Macovei. Judecătorii au respins cererea acesteia de a se efectua expertiză tehnică asupra mașinii. Aceștia au motivat că Macovei a încurcat codul civil cu cel penal, deși un fost ministru al justiției ar trebui să cunoască toate procedurile și codurile juridice. Monica Macovei vrea să scape de acuzațiile care îi se aduc în cazul accidentului pe care l-a produs în octombrie, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Fostul ministru a cerut instanței ca apelatura civilă să efectueze atât expertiza tehnică a autoturismului pentru evaluarea daunelor, cât și stabilirea cu exactitate a derulării accidentului. Concret, Monica Macovei a cerut instanței civile să admită expertizarea într-un dosar penal. Cu toate astea, fostul ministru al justiției nu s-a gândit nici măcar un moment la faptul că această instanță nu are competența de a lua o asemenea decizie. Judecătoria sectorului 4 a respins ca inadmisibilă cererea. Judecătorul Iuliu O'Tonel Pop a argumentat că se va urma procedura penală în cazul accidentului, iar cei care vor administra probele sunt procurorul și organele de cercetare penală. Monica Macovei a cerut de asemenea expertizarea în regim de urgență a mașinii, invocând că starea se poate deteriora rapid. Faptul ce pare ireal pentru instanță, care spune că cei care conduc ancheta vor stabili, iar starea unui autovehicul avariat nu se poate schimba de pe o zi pe alta. Fostul ministru Monica Macovei continuă să nu-și recunoască vina în accidentul în care a băgat o persoană în spital, iar cercetările de la fața locului au dovedit contrariul.